Există doar o simplă dispută între doi fermieri, nu știu și nici nu vreau să știu numele dumnealor, pe această cantitate de apă, care este, din punctul meu de vedere, și vă pot dovedi chiar din dimineața aceasta, apa care duce pe acel canal către ferma, hai să zicem, Afiliu, de aici e vorba de care are contract și are tot ce în regulă, și ferma că, din aval, care merge pe CBS2, către Negoiță Ionel SRL, care este undeva în zona Sârcilor. Fiecare a făcut o comandă în funcție de necesitatea de apă consumată pe suprafețele care le irigă. Ambii au suficientă apă pentru irigate. Nimeni nu suferă de apă. În momentul de față. Avem filmare, o să-mi dați un telefon unde să vă direcționez chiar filmul din dimineața aceasta, unde este suficientă atât în aval de acest vilar și înainte de acest vilar. Cum poate? Stăvilarul cui aparține? Hanifului. Hanifului L-am găsit și... făcut acolo când am venit ca director în 2017, era făcut. Noi n-am făcut decât să-i facem mecanismul de acționare, închidere și deschidere, iar povestea celor Două două lacrimi. lacrete, persoane neidentificate, deși am făcut și sesizare la poliția din Mizil, au binevoit să se joace și chiar să producă unele avarii la aceste stăvilare, privind închiderea și deschiderea lor pe timpul nopții. Noi, din lipsă de personal, din lipsă de personal pe noapte, noi am hotărât la un moment dat să găsim o soluție să le închidem ca nimenea din cei care erau în zonă să se acuze reciproc că e cu aprobarea ANIF-ului sau fără știrea ANIF-ului. Noi n-am dat decât să fie apă pentru toată lumea, apa venind de la Buzău. Robinetul, pe românește spus, e la Buzău. Noi facem cum preluăm comenzile la fermieri și le dăm la Buzău, le transmitem la Buzău. De Și de ce acolo. n-a rămas un singur lacăt, dacă este Lăsați-mă. al ANIF-ului? Da, întrucât fermierul a spus nu are încredere și el vrea să fie sigur că nu închide cineva pe noapte, pentru că Păi n-are aceste. încredere în ANIF? Nu, în personalul. ANIF. A personalul dumnealui care spune am sau nu am apă. Nu a venit dumnealui personal. Și atunci a spus pot să pun și eu un lacă. Ne-am trezit că a pus un lacă. Zice, în momentul în care umblă și aveți nevoie de dați apă în aval, vin, îl deschid și am luat. ANIF-ul are cheie și de la celălalt lacăt? Și dacă ar veni acum orice fermier de acolo și vrea să pună și el lacăt, se Nu are poate? voie să umble nimeni acolo decât Păi și personalul. atunci, Păi și domnul, de atunci, ce domnule. poate? Asta este ideea. De ce domnul fermier poate să pună un lacăt și alți fermieri nu? În condițiile în care stăvilarul este al ANIF-ului. Domnul fermier efectiv a pus acel lacăt cu abuz de putere pe românești. Și de ce nu l-a stat jos? Ca să poți să dai jos, am nevoie de o aprobare. Eu am pregătit sistemul nostru separat care îl va înlocui acel lanț cu lacăte, da? Și vom bloca numai noi ANIF-ul, acel sistem de Când închidere. anume, domnul director, În veți momentul. bloca? Poftim? Când anume veți bloca? În momentul în care sistemul de închidere și de alcurare va fi gata. Noi nu avem de specialitate nici ateliere mecanice ca să putem să facem aceasta și se face de către o firmă specializată. Asta e o procedură care trebuie respectată, începând cu aprobarea respectivă, costurile respective și tot ce ține de acest. Lacătele alea au apărut de mult. Nu. Ați făcut o reclamație la poliție că abuziv domnul fermier a pus un lacăt acolo? Am făcut Așa. sesizare la poliție, am vorbit personal cu dumnealui, ne-a predat cheile nouă și ca atare consider că deocamdată până facem acel sistem că este inestetic acel lanț, da? Le vom pune în aplicare. V-ați gândit și Momentan, la montare? cel mai important lucru este apa, nu lacătul. Este apa care curge și vă trimit
din dimineața aceasta un filmuleț făcut acolo. Dar oamenii tocmai asta spun, că nu ajunge la toată lumea. Ajunge. Și dacă vreți, vă invit să mergem la fața locului împreună să și vedem cuchii să filmați direct. Să vedeți că sunt multe, hai să zicem, neadevăruri spuse sau truchiate sau adevărurile lor. A fost o discuție despre închiderea și asigurarea zonei și montarea unei camere de supraveghere. Se poate face așa ceva ca să nu mai aveți... Păi în primul rând gândiți-vă la sursa de alimentare a unei camere de supraveghere. După aceea, paza acelei camere undeva în mijlocul câmpului. Și spune că ea păzește. Cine păzește? Sincer, cine păzește în mijlocul câmpului și cine ar sta în mijlocul câmpului de pază pentru această cameră? V-aș întreba altceva. Dacă spuneți că apa ajunge la sălcile, cum vă explicați că terenurile totuși sunt în plin proces de ofilire? Păi, aceste calane ale noastre, care au limitrof o anumită suprafață de teren, poate fi irigată. Nu toată HC Câmpia Buzăului, că dumneavoastră eu aduc apa pe canal. Nu, vorbim de fermierii care au irigat și în primăvară și acum nu mai au apă să irige. Toți fermierii care au irigat în primăvară au și acum apă și irigă. Înseamnă că ne-au mințit pe noi? Nu pot afirma așa ceva, nu știu. Dar ca să vă convingeți, mergem acum, ne urcăm o mașină și mergem pe teren. Este ca adevărat. Să le vedeți exact. Da, este adevărat că ANIF a afirmat către fermierul din Sălcile că nu o să mai aibă contract pentru apă? Nu. Veți încheia în continuare contract? Bineînțeles. Dar apa de la noi, de la canal, până la terenul dumnealui, îl face prin sistemul dumnealui de irigație, adică cu pompe, cu antene, cu aripi de ploaie, cu motopompe, cu ce ia apa și o duce pe câmp acolo unde e nevoie, e doar strict atributul dumnealor. Noi ducem apă, avem apă pe canal. În momentul ăsta, când afară, iar sunt zone, într-adevăr, care sunt mult prea departe de orice sursă de apă. Ne puteți face o radiografie a sistemului de irigație din Prahova? Da. Cât irigăm, ce canale avem, ce investiții s-au făcut de către stat în canalele de irigații din Prahova? Deci s-au făcut investiții pe Leaot, Iazumurilor, Prahova, canalul CVS2 și CVS1 este în lucru. S-a reabilitat stația de la SRPA de la Mizil, o parte din canalul CVS1. Și urmează, mai avem o coloană de legătură între stație și capul canalului, pentru că este la o înălțime de 30 de metri. De câți bani este vorba? Ce investiții s-au făcut în valoare de? De 11... aproape 1 milion de lei. Și acestea pe ce perioadă? Pe perioada 2020 s-a început contractul. Și s-a terminat în 2021. În momentul în care am făcut probe la stație, ca să băgăm apă sus pe canal, pe CVS1, s-a constatat pe o conductă îngropată, pe o distanță de 1800 de metri. Mă scuzați numai o secundă.